Deseori ne întrebăm unde sunt miliardele de euro care vin de la comunitatea europeană și, desigur, banii pe care, în repetate rânduri, bugetul de stat îi alocă diverselor investiții care sunt realizate. Avem astăzi posibilitatea, aș vrea să vă spun că am și bucuria, să vă prezint o asemenea afacere de succes. E vorba de o pensiune turistică din localitatea Săvădisla, județul Cluj. Am lângă mine pe domnul Paul Borde, care este directorul acestei pensiuni. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit la noi! De asemenea, îl am în dreapta mea pe domnul Dorin Bota, director adjunct la APDR pe Cluj. Bună ziua, domnule Bota! Bună ziua, bine ați venit! Și de asemenea pe domnul Alexandru Ionașcu, care este consilier APDR pe. Bună ziua! Bună ziua! Eu v-aș propune să mă ajutați să spunem lucruri deosebite, să spunem lucruri frumoase despre această primă etapă a drumului pe care îl avem în județul Cluj, pentru a scoate în evidență, în primul rând, aceste afaceri de succes care se fac cu banii comunității europene. În cazul de față, discutăm despre o pensiune turistică. Îl voi ruga pentru început pe domnul Paul Borde, care este directorul acestei pensiuni, să ne prezinte în câteva cuvinte această pensiune, această investiție care peste câteva zile, am înțeles că împlinește aproximativ un an. Un an de zile de funcționare. Practic această investiție am făcut-o pe un proiect pe fonduri europene. Am avut o finanțare, am avut banii noștri și am considerat că este o oportunitate incredibilă faptul că putem să primim sprijin din partea Uniunii Europene pentru realizarea unui proiect de genul ăsta. Ne spuneați că jumătate din bani i-a dat Comunitatea Europeană, iar jumătate din această sumă, respectiv 200.000 de euro, sunt banii familiei, sunt banii cu care ați intrat dumneavoastră în această afacere. Da, deci așa s-a și întâmplat. Aceasta a fost oportunitatea, faptul că am primit sprijin și am putut să realizăm această investiție. Lucru care l-am făcut într-o perioadă de timp foarte scurtă. Practic, ce vedeți aici s-a construit într-un an de zile. Proiectul a fost, din momentul semnării contractului până la realizare, a durat cam 3 ani de zile. 2 ani de zile partea birocratică și 1 an de zile partea de, efectiv, de execuție. Banii primiți au fost de mare ajutor. Practic, fără ei nu puteam să realizăm ce am realizat aici. Lucrurile au funcționat extraordinar de bine, incredibil. Lăsând la o parte părțile birocratice, practic tot ce a fost angajament din partea noastră s-a îndeplinit și din partea Agenției de Dezvoltare Rurală și Pescuit a funcționat absolut incredibil. Noi am fost astăzi invitați aici tocmai de agenție și aș vrea să rog pe domnul Bota să ne spună cum privește acum, după un an, această investiție, în ce măsură poate fi considerată o afacere de succes, o investiție de succes cu banii europeni. Pentru că, printre altele, dumneavoastră aveți și misiunea să vegheați la modul în care acești bani își ating scopul, adică ajung în acele investiții care sunt profitabile și care trebuie să rezolve câteva probleme. Pe de o parte, să creeze locuri de muncă, iar pe de altă parte, să aducă plus valoare, pentru că nu facem investiții de dragul investițiilor, nu trebuie să facem investiții pentru a-i îmbogăți pe unii, ci, dimpotrivă, trebuie să creăm asemenea investiții ca să fie de interes, să fie de interes pentru comunitatea locală, să fie de interes pentru țară la final. Aveți dreptate, pot să vă spun chiar foarte multe despre acest proiect, îl știu de la nivel... Prima cărămidă. Da, ar fi fost util să vă prezentăm și câteva poze de la prima vizită în teren, să fi văzut ce era aici pe acest teren. Practic, situația comparativă este foarte edificatoare, în cazul multor proiecte, nu doar în cazul acestui proiect. De multe ori stăm și răsfoim dosarele, documentația de la început până la sfârșit și ne dăm seama, totuși, banii aceștia au fost cheltuiți așa cum ar fi trebuit. Acest lucru se întâmplă în majoritatea proiectelor. Nu zicem că nu există și rezultate nesatisfăcătoare în unele cazuri, dar cel puțin în
județul Cluj, acest lucru nu prea se întâmplă. Așa cum proprietarul se plângea de birocrație, există un mecanism foarte bine pus la punct de verificare și lucrurile se întâmplă chiar dacă mai încet decât în cazul unei investiții proprii, până la urmă te alegi cu o investiție, cu un business în care practic ai fost ajutat cu 50% din finanțarea necesară acestui proiect. Acum, dumneavoastră vorbeați de birocrație, dar aș vrea să-l întreb pe domnul Alexandru Ionașcu, de ce atâta birocrație? Eu știu de ce, dar aș prefera să aud punctul dumneavoastră de vedere. Atâta birocrație pentru că s-au întâmplat foarte multe fraude în general și e bine să se verifice de mai multe ori până se trage linie. Avem speranța că pe nou program această birocrație se va diminua masiv. Se vorbește de depunere online, se vorbește de o simplificare a numărului de acte. Da, eu cred că, iertați-mă că vă întrerup, eu cred că cel mai important lucru care trebuie spus este faptul că acești bani care vin și care sunt investiți, inclusiv aici la Săvădisla, sunt bani care vin din buzunarele europenilor, din taxele și impozitelor celor care exact. Trăiesc în Europa. Deci nu sunt niște bani fabricați în subsolurile unei bănci, exact. Sunt niște bani pentru care cineva la un moment dat a muncit și atunci această birocrație despre care și domnul Paul Borde și domnul Dorin Bota ne vorbeau, are de fapt o justificare. Practic, cineva a transpirat pentru acești bani și atunci și misiunea dumneavoastră este de a veghea la modul corect în care aceste investiții, acești bani ajung acolo unde trebuie. Absolut, aveți dreptate. Este o justificare faptică acestui lucru. Banii trebuie justificați și de noi mai departe prin tot felul de mecanisme care ni se solicită și este normal ca fiind și țară nouă aderată după 2007 să fi fost un proces mai elaborat pentru noi. Probabil că acest proces, de fapt, cu siguranță se va simplifica. Am dat dovadă că am avut o rată de absorție foarte mare comparativ cu celelalte state europene. Ne îndreptăm chiar spre un scor extraordinar de mare. Și ne gândim că pe nou program europenii vor înțelege că și noi la rândul nostru am înțeles că se pot face lucruri bune pe banii lor și inclusiv prin proiecte de genul acesta pe care este foarte bine să le promovăm și să vadă lumea că există oameni care au accesat, ei sunt reali, sunt vizibili, există proiecte care rămân în urma lor, investiții foarte frumoase și să încurajeze mai departe și pe ceilalți să acceseze astfel de programe. Acum, dumneavoastră ați avut posibilitatea să participați la asemenea evenimente și în alte județe, ați avut ocazia să vedeți asemenea pensiuni în diverse zone. Bănuiesc că sunteți pentru prima oară aici și o să vă rog să ne spuneți cum este această investiție, cum este această pensiune, comparativ cu alte pensiuni pe care le întâlnim în țară. Mă refer atât la investiția realizată, cât și la amplasare, cât și la modul în care domnul Paul Dobre derulează această afacere, conduce această afacere. Da, am fost și în alte județe în vizite, chiar la pensiuni. Pot spune din start că este o investiție curajoasă. Nu este o zonă cu un potențial foarte mare turistic, dar prin genul acesta de investiții potențialul turistic crește. Iar dânsul aici a creat o investiție cu un anumit pattern, cu ceva aparte. Nu s-a axat efectiv pe niște un număr de camere, un restaurant micuț, o piscină și așteaptă lumea. A creat o poveste. A creat o viitoare locație de succes, iar oamenii care sunt convins că au venit aici au înțeles acest lucru și probabil că vor reveni pentru acest lucru. Acum, ceea ce cred eu că ar trebui să înțelegem atunci când facem asemenea investiții, trebuie să avem în vedere, în primul rând, modernitatea care trebuie să ajungă și în satul românesc, dar în al doilea rând trebuie să ținem cont și de specificul zonei. O să vă rog, domnule Bota, să ne spuneți în ce măsură investitorul a reușit și în partea de concepție a acestui proiect, dar și în finalizarea lui, să împletească cele două cerințe, pentru că îmi permit eu să spun și bănuiesc că sunteți de acord cu mine, nu este suficient să luăm un hotel zgârie-nori, un hotel ultramodern cu ascensor, cu toate dotările tehnicii și să-l
amplasăm, să-l împlântăm, scuzați-mi expresia, undeva într-o zonă turistică, ci trebuie să realizăm această combinație, aș spune, o cât mai reușită, între cele două elemente. În ce măsură acest lucru s-a realizat aici la Săvădița, în județul Cluj? Foarte corecte observațiile dumneavoastră. Așa cum ați observat și prin stilul arhitectonic și prin... N-am apucat, dar turiștii care au trecut gustă din plin mâncărurile zonei. Ne aflăm într-o zonă preponderent maghiară, vreau să fac o precizare, ne aflăm în localitatea Vlaha, comuna Săvădisla, e bine de precizat. Din punctul nostru de vedere, cred că îmbinarea stilului tradițional cu acelui modern este practic o reușită absolută. Așa cum vă spuneam, stilul arhitectonic deosebit, specific zonei pentru care proprietarul a avut nevoie de o aprobare de la Ordinul Arhitecților, care i-a și dat-o în acest sens. De asemenea, obiectele tradiționale achiziționate prin proiect, în plus, așa cum vă spuneam, ceea ce se servește clienților face parte în totalitate din zona localității Vlaha, comuna Săvădisla. Da. Acum, cei care ne urmăresc la această oră sunt convins că își pun și această întrebare. Ce ar trebui să facă? Care sunt elementele de bază pe care trebuie să le aibă în vedere atunci când vor să creeze o pensiune turistică? O să vă rog și pe dumneavoastră și pe domnul Ionașcu să ne faceți câteva precizări. La ce trebuie să ne gândim? Ce trebuie să urmărim? Pentru că cu toții ne-am dorit să avem o asemenea afacere, ne dorim să avem un hotel într-o anumită zonă de interes turistic, să câștigăm bani fără un efort prea mare. Dar trebuie să spunem acest lucru, nu se pot face investiții deosebite, nu se pot crea pensiuni de nota 10 dacă nu ai în vedere anumite elemente. Și aș vrea să profit și de prezența și de experiența dumneavoastră și să vedem care sunt acele elemente de bază pe care trebuie să le avem în vedere atunci când vrem să facem asemenea investiții. Și eu sunt convins că și dumneavoastră aveți tot interesul să încurajați pe cei din mediul rural, de ce nu pe cei de la oraș, să vină și să facă asemenea proiecte de succes. Este adevărat, există câteva elemente fără de care nu poți să duci la bun sfârșit un astfel de proiect. Eu, fiind mai mult de natură tehnică, mă gândesc în primul rând la teren, la amplasare, la partea financiară, fără de care nu se poate duce la bun sfârșit un proiect de această talie. Dacă nu ai partea de cofinanțare, este relativ greu să faci demersuri ulterior la bănci, astfel încât să o dobândești. În general, aceste proiecte au fost proiecte pe firme start-up. E foarte greu să obții o finanțare, așa încât e foarte bine dacă ai și alte surse de venituri care să îți acopere un flux financiar pe care îl derulezi în timpul proiectului. Fără să poți derula acest flux financiar, practic este imposibil să derulezi un proiect. Dar pentru cei cu resurse mai puține, aceasta este o pensiune turistică. Există și pensiunile agroturistice, unde finanțarea este mult mai consistentă. A mers până la 85% din valoarea totală a proiectului. Deci, practic, la un proiect de mai mici dimensiuni, un proiect de 100.000 de euro, era nevoie de o cofinanțare de 15.000 de euro, ceea ce nu este extraordinar de greu de obținut. Sunt foarte mulți oameni care lucrează în afară și care vin cu sume de bani consistente și care ar dori să nu mai fie, să folosesc un termen așa mai peorativ, slugile nimănui, ci să muncească pentru ei și pentru familiile lor. Deci cam acestea ar fi reperele mele, mai mult de natură tehnică. Haideți să vedem ce ne spune și domnul Ionașcu. Deci care sunt aceste criterii pe care un tânăr le are în vedere atunci când vrea să demareze o asemenea investiție? Din punctul meu de vedere, principalul criteriu este să nu se gândească la un profit imediat. Și în al doilea rând, ar trebui încurajate investițiile în zone care nu sunt dezvoltate foarte mult din punct de vedere turistic. Lumea trebuie să înțeleagă că dacă avem o stațiune turistică recunoscută și te duci și amplasezi acolo un hotel sau o pensiune, asta nu înseamnă un succes garantat. Din contră, s-ar putea să ducă la un faliment cu răsunet. Astfel de investiții în zone de genul acesta nu fac decât să crească prin valoarea specificului local. Și trebuie totul să plece de la o poveste și un drum. Dacă cei care vor să investească nu își identifică o poveste și un drum unde vor să ajungă cu locația respectivă, mai bine nu se apucă de treabă. Bun, haideți să vedem ce ne spune domnul Paul Borde.
Ne spuneați de, discutam noi adineori despre povestea care trebuie să stea la temelia fiecărei afaceri de acest tip. Care este povestea dumneavoastră? De ce pensiune turistică și nu altceva? Pentru că dumneavoastră ați copilărit la oraș, cel puțin așa ne spuneați, practic sunteți cel puțin teoretic mai legat de cartierele din beton decât de peisajele turistice. De ce ați venit în satul Vlaha, de ce pensiune turistică și nu altceva? Pentru că aici putea să faceți foarte bine o fermă de animale, putea să creați o unitate de procesare a laptelui, a cărnii și așa mai departe. Și de ce în această zonă? Pentru că satul Vlaha, comuna Săvădisla, nu este nici măcar o zonă turistică de răsunet, de interes, să-i spunem, regional sau național. Corect. Deci, în primul rând, de ce Vlaha? Pentru că soția mea, părinții soției mele sunt de aici, pentru că deținem terenuri în zonă, care din nefericire au fost părăsite ani de zile, pentru că ne-am gândit că ar fi foarte interesant să le reactivăm prin pensiunea asta, prin ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De ce pensiune? Pentru că am fost ani de zile consumator de serviciul ăsta. Pentru că, fiind consumator, m-am întrebat la un moment dat ce ar fi să fiu pe partea cealaltă a baricadei, să nu fiu consumator, ci să fiu cel care dă acest serviciu. A fost, într-adevăr, a fost o oportunitate incredibilă aceste fonduri europene, care, practic, fără ele, cred că nu mi-ndeplineam visul. Bun, dar dumneavoastră ați luat totuși o variantă medie de investiții, adică nu v-ați avântat nici la milioane de euro. Sunt foarte mulți care aud că în România vor veni, de exemplu, în perioada următoare miliarde de euro și se gândesc să facă proiecte de milioane de euro. De ce nu ați ales ca și investiție, ca și valoare a investiției, ceva așa mult mai pompos, de o valoare mult mai mare? De ce v-ați limitat doar la o investiție de 400.000 de euro? Este foarte important ca oamenii să înțeleagă aceste fonduri europene, de fapt, sunt niște bani care îi primești datorită faptului că ai un proiect viabil, datorită faptului că ai cofinanțare. Este foarte important oamenii să înțeleagă că nu primești niște bani gratis. Practic, trebuie să deții un capital, care este extrem de important, și primești un suport financiar de la Uniunea Europeană prin care poți să-ți realizezi proiectul și este foarte important să știi cât îți este plapuma. Deci să nu visezi să faci proiecte mari neavând suport financiar în spate, pentru că undeva pe parcurs te împiedici și se termină toată povestea foarte repede. Noi am avut, datorită business-ului care îl avem, alt fel de business, am avut niște bani strânși în 20 de ani și, cum v-am spus, fiind consumator de serviciu ăsta, plăcându-ne foarte mult tipul ăsta de serviciu, împreună cu soția mea ne-am mobilizat și am zis că, ok, ar fi o idee foarte bună să investim în tipul ăsta de proiect, care ne-l puteam permite. Degeaba visam să-mi fac hotel cu 50 de camere sau fermă agricolă sau... Este o chestie care noi o am consumat-o, care știm cum funcționează și putem să ducem business-ul mai departe și să lăsăm ceva la copiii noștri până la urma urmei. E foarte bine că v-ați gândit în acest fel, dar eu consider că asemenea investiții care se realizează în primul rând cu banii statului sau cu banii veniți din partea comunității europene trebuie să fie de interes și pentru comunitate. Și aș vrea să vă rog în mod concret să ne spuneți cam câți bani dați Consiliului Local, pe de-o parte. În al doilea rând să ne spuneți la câți oameni dați de lucru. Deci noi avem o grilă de impozitare hotărâtă de Consiliul Local, în fiecare lună dăm 1200 de lei impozit pe clădire. Pe lângă acest fapt, prin valoarea adăugată, TVA-ul, lucrurile care implică, plătim taxe către stat, plătim salarii la 8 oameni, salarii care sunt impozabile, se creează locuri de muncă. Până la urma urmei, acei bani primiți de la Uniunea Europeană se vor întoarce înapoi
acestei țări sau Uniunii Europene prin taxele care le plătim și noi lor. Lucrurile se dezvoltă în regiune. Ca dovadă, cred că mai este încă un proiect care se va finanța în zonă. Deci lucrurile, de la exemplul nostru, oamenii au prins curaj. Au început să funcționeze și partea agricolă. Sunt mici ferme în jurul nostru care vor avea posibilitatea să ne furnizeze tot ce ne trebuie nou aici pentru partea de mâncare, lucru care va fi foarte bun. Deocamdată încă lucrurile se mișcă un pic mai încet, dar eu am speranțe că în scurt timp, datorită faptului că am venit ca și consumator de servicii sau produse agricole, vor fi încurajați să dezvolte partea asta și îmi vor furniza materie primă cel mai scurt timp. Bun, acum în această lună am aflat tot de la dumneavoastră că împliniți aproximativ un an de la darea în folosința acestei pensiuni. Haideți să tragem linie și să vedem în ce măsură sunteți mulțumiți, să vedem care este cea mai mare satisfacție pe care o aveți și poate spunem câteva cuvinte și despre neîmpliniri în cazul în care există. Neîmpliniri nu sunt, pentru că din punctul nostru de vedere este un lucru frumos aici. Oamenii care vin la noi se bucură tare mult de ceea ce găsesc aici. Deci n-aș putea să spun că sunt neîmpliniri. Să trag o linie mi-e foarte greu, fiind undeva un an de zile de funcționare. Probabil că peste un an aș putea să vă spun exact ceea ce înseamnă profitul acestui loc. Nu am gândit-o ca să fie un business, ca să aducă imediat profit și să-mi scot banii investiți. Foarte multă lume m-a întrebat lucrul ăsta, în cât timp mă gândesc să-mi scot investiția. Eu consider că business-ul sau afacerea a fost faptul că banii mei am reușit să primesc un suport financiar de la Uniunea Europeană și am construit chestia asta de aici, această pensiune. Și asta este un business, de fapt. Că probabil că o să-mi scot investiția sau probabil că nu o să-mi scot investiția. Înțeleg din ce spuneți că satisfacția de a crea ceva este mult mai mare decât cifra din contul băncii. Exact, deci nu este așa de important. Eu sunt ferm convins că un business crescut organic, încet pas cu pas, va fi de succes. Dacă te gândești că bagi un leu acum și mâine scoți 2 lei, nu cred că e o gândire foarte sănătoasă. Deja e speculație. Acum, noi am filmat câteva imagini din această pensiune. O să vă rog pe dumneavoastră să ne faceți o scurtă prezentare ca să înțelegem și mai bine ce aveți aici. Să ne spuneți de ce ați creat anumite elemente, de ce le-ați creat în acest fel și nu v-ați gândit la o altă variantă. Pentru că, practic, dumneavoastră faceți această împletire între tradițional și modernitate. Adică vedem și lucruri frumoase, vedem o bucătărie frumoasă, vedem o baie frumoasă, vedem un pat confortabil, dar în același timp întâlnim și produse, întâlnim și elemente, componente care sunt mai degrabă de natură rustică decât de natură modernă. Un lucru foarte important în tot ansamblul și mecanismul accesării fondurilor europene, unul dintre avizele care aveam nevoie pentru construirea acestei pensiuni a fost Ordinul Arhitecților, care, într-un fel, te obligă să păstrezi specificul local. Un lucru foarte bun de altfel. Ca și temă, ca și poveste, cumnatul meu este designer-arhitect, a terminat Andreescu acum 28 de ani, locuiește în Germania, este director de creație la una dintre cele mai mari companii de design și arhitectură și l-am rugat pe el, el fiind chiar născut în acest sat, l-am rugat pe el să-și pună amprenta pe aceste clădiri, lucru care l-a și făcut și a încercat să îmbine partea de tradițional și cu partea de confort. Adică lucrurile să fie un pic, ținând cont de faptul că sunt clădiri noi, care nu sunt renovate, ar trebui să combinăm acest lucru. Preponderent este partea rustică, dar găsim în interior, precum ați văzut, și elemente moderne, facilități moderne, piscină, saună, ciubări, care chiar nu sunt tradiționale
în zona Vlaha, dar o să încercăm să le facem tradiționale, probabil în 20 de ani. Acum, eu când v-am întrebat ce ați realizat în acest an, care sunt avantajele, eu de fapt mă gândeam și la oaspeții pe care ați avut posibilitatea să-i cazați aici și desigur să le faceți această ofertă cu cele amintite. V-aș invita să ne spuneți câteva cuvinte despre oamenii pe care ați avut posibilitatea să-i cazați și totodată să ne spuneți în ce măsură ei au revenit. Adică sunt niște turiști care au trecut întâmplător pe aici și și-au luat adio de la această pensiune sau, dimpotrivă, sunt niște oameni pe care i-ați câștigat ca și clienți ai pensiunii? În primul rând, nu-i percepem ca și clienți. Noi îi percepem ca niște prieteni care vin la noi. Un lucru care ne dă un pic de succes în această poveste. Practic, ei vin la noi ca și cum ar veni la mine acasă, la casa mea personală, ne comportăm ca atare, se leagă niște prietenii incredibile, deci nu vă vine să credeți, după două zile de weekend aici ne despărțim, nu chiar plângând, dar cu regret că pleacă, se întorc, majoritatea s-au întors, ținem legătura, practic, foarte interesant, am așa un sentiment de familie mare cu cei care vin aici. Deci nu îi tratăm ca și niște clienți care trebuie să luăm niște bani de pe ei. Pur și simplu se întâmplă lucrurile astea natural. Adică ei vin, ne bucurăm împreună și culmea și plătesc. Bun. Ce lipsește totuși acestei investiții, acestei pensiuni? Adică ce v-ați dori să realizați în perioada următoare? Ce credeți dumneavoastră că ar fi de interes pentru prietenii pe care ați avut ocazia să-i aveți și desigur cei care vor putea să vină în perioada următoare aici? Ce simt așa, aș vrea ca împrejurimile, partea de acces, partea de drumuri, partea de ce se întâmplă în jurul nostru să se apropie un pic de standardul care le avem aici, dar pe de altă parte îl percep ca și o piatră aruncată într-o baltă. Adică lucrurile după... Nu mai degrabă ca un fruct aruncat, ca o sămânță aruncată într-o... Sau ca o sămânță, putem să o vedem, dar eu o văd așa ca un val, adică am aruncat o piatră, valul s-a mișcat, lucrurile încep să se întâmple, reacția este incredibilă, fiind la 18 km de Cluj, am distribuit pliante, am făcut reclamă, lumea nu prea crede. Deci reacția este incredibilă în momentul în care intră pe poartă la noi. Deci nu ne vinem să credem că așa aproape de Cluj există așa ceva, care pentru mine e o mega bucurie, o mare bucurie. Deci, practic, bucuriile din acest an, de când funcționați, sunt mult mai mari decât contul bancar. Da, absolut, deci fără discuție, pentru că, vă repet, nu m-am gândit nici o secundă că voi realiza profit imediat din ceea ce este aici. Lucrurile vor veni organic, sunt ferm convins de chestia asta. Bun, da, dacă ar fi să plecați de la zero, dacă ar fi să reconstruiți sau, mai corect spus, să construiți o asemenea pensiune, unde ați amplasa-o în primul rând și cum ați construi-o? Care ar fi elementele diferite față de ceea ce vedem noi acum aici? Probabil că aș construi-o într-o zonă mai săracă ca și asta, pentru că aici este un element foarte interesant. Deci nu v-ați duce la Predeal, nu v-ați duce în marile stațiuni ale României? Nu, pentru că, fiind pentru vacanțe de scurtă durată, oamenii vin și descoperă lucruri bune, lucruri plăcute, care se pot întâmpla și în zone care nu sunt fericite de munți de 2000 de metri, de pârtii deschide, de lacuri, de mare, de așa, și poți să construiești o oază de liniște și de bucurie și în locuri care unii consideră că sunt fără potențial, dar fiecare loc din țara asta are un anumit potențial. Toată chestia este să fie omul puțin de bun în care să-și bage banii într-un lucru de ăsta. Și îi sfătuiesc pe toți să nu se gândească la litoral, la Predeal și la Sinaia, poate să facă lucruri bune și în țara asta care e foarte frumoasă, în zone care sunt necunoscute. Oamenii le descoperă până la urmă. Mie nu-mi rămâne decât să vă orez să aveți cât mai mulți prieteni, nu le mai spun clienți, ați văzut că am făcut corecțiile de rigoare, să aveți prieteni și să fie această pensiune plină de turiști români, de turiști străini, pentru că România este și trebuie să fie frumoasă, inclusiv prin aceste investiții, inclusiv prin aceste oaze de bucurie, oaze de fericire, prin aceste pensiuni create peste tot în România, nu numai în marile stațiuni, așa cum bine a spus dumneavoastră. Este foarte important ca românii să descopere România.
este foarte, foarte important ca oamenii din România să-și petreacă concediile în România în locuri deosebite. Și locuri deosebite sunt. Și eu sper că în câțiva ani nu o să mai mergem la ski în Austria, poate o să reușim să skiem aici în zonă, poate în câțiva ani vom dezvolta această industrie care cu potențial extraordinar.